Într-adevăr, este un consiliu foarte liniștit. Sunt curios dacă și votul este unul liniștit. Ne apropiem de finală, mai sunteți doar 10 și trebuie să vedem cam ce prietenii se leagă, ce discuții vor fi, ce strategii se vor face. Este evident din ce în ce mai greu să vă votați oameni care să plece din competiție. Dar hai să vedem ce se întâmplă în această seară. Să înceapă votul. Vreau să știe că acest vot nu contează la această nominalizare. Este strict de a-i transmite lui Cezar un mesaj în care îi demonstrez că nu mă răzbun pe el, deși în momentul de față puteam face strategii împotriva lui și pentru că țin cu echipa, îmi doresc să rămânem uniți în continuare. M-am săturat de câte ori am scris numele ăsta pe foaie. Dar de data asta chiar avem nevoie de tine. Așa am discutat, așa facem. Știi că te iubesc mult, oricum. De data asta, tot meciul să facă.